de contacto con el Papa, que Dominus Christi Stolz de Fungo, Amén. Amén. Riami, ti es casare, Rafa Zin, un Zin. Ci ar plăcut tot să nu facă o departajare, ca o separare, ci ar plăcut ca să aveți parte toți. De același călduros salut al fraților de unde slujim, din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23 și 24. Eu vă citim, dumneavoastră puteți să afișați să vedeți, în care Apostolul Pavel pronunță și spune numele Domnului, Dumnezeul Păcii, să vă sfințească El însuși pe deplin. Și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie părinte întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și de deschid de acord, de până la urmă, amin, ce spune în continuare, cel ce va chema este credincios și va face lucrul acesta și eu zic amin. Amin. Am stat și m-am gândit în ziua de astăzi să citim un text aici din Faptele Apostolilor. Propriu-zis, eu să văd că acestea sunt faptele Duhului Sfânt. Pentru că apostolii erau însoțiți de Duhul Sfânt. Chiar urmărim clar că apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, a trimis la ei îndată de Petru și pe Ioan. De ce? Păi, era cine să-i boteze în apă și au fost nevoie să mai vină Apostolul Petru și Apostolul Ioan la ei. Biblia conferă și spune, chiar dacă Duhul Sfânt lucra prin Filip până acolo că scotea dragi, vindeca bolnavi, erau oameni care erau tămăduiți, se întorceau la pocăință cu mulțimea, oamenii aceștia mai aveau un pas de făcut, tocmai ceea ce pronunța Mântuitorul nostru Iisus Hristos când spunea atât în Faptele Apostolilor, cât și în Luca, cât și în Matei, voi nu vă îndepărtați de Ierusalim. De ce? Până nu veți primi o putere de sus. Și observați, Domnul ne vorbește de lucrul acesta după învierea Lui. Uitați aici ce înseamnă o stare a oamenilor care nu iau aminte la ceea ce vorbea Dumnezeu și Domnul din nou le vorbește. În Fapte, capitolul 1, versetul 3. După patima lui, mi s-a împărtășat viu prin multe dovezi, arătându-i se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Și dacă urmărim, observați în versetul 6, nevederea lor și îi spun așa. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea asta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Observați, de multe ori venim în adunare, în biserica Domnului, în casa lui Dumnezeu, vorbește Dumnezeu și noi cu totul suntem duși în altă parte. Și Domnul, dacă îi mustră și spune, nu-i treaba voastră asta de împărăția lui Israel. Problema voastră este o altă împărăție. Și spune Evanghelia că în Marcu 1 cu 15, când se ridică Domnul, spune, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și mai trec câteva capitole și spune că împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru, nu a lui Israel, nu a americanilor, nu a rușilor, nu a francezilor, nu a persilor, ci împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru, slăviți să fie Domnul. Ori această împărăție n-are război. Această împărăție nu are câștigare de pământ. Această împărăție nu este o dovadă de limitare a terenului. Și această împărăție este o neprihănire, este o pace și o bucurie în Duhul Sfânt. Ori pentru acest fapt, apostolii, când au auzit că și Samaria au primit cuvântul samaritenii, au zis, și acești oameni au nevoie de împărăția lui Dumnezeu. Facă Domnul și în Montreal această
împărăție. Iete? Împărăția lui Dumnezeu este în locul nostru. Eu întreb, noi suntem în ea? Pentru că aici a observat Simon, care făcea semne și minuni, prin zisa putere mare, că l-a văzut lucrarea pe care o face Filip de la Dumnezeu din împărăție, rămâne străpus în inimă, aruncă cărțile, se întoarce la Dumnezeu și încheie legământ. Dar omul acesta nu era din împărăție. De multe ori observăm și noi în viața noastră oameni care vin la adunare, încheie legământ, cântă frumos, predică frumos, spun poezii frumos, dar nu sunt în împărăție. Ori apostolilor acestea era temeiul deosebit să intre oamenii în împărăție. Doamne, fă ca întreaga biserică de aici să intre în împărăție. Oamenii care sunt în împărăție, în primul rând, au acea stare minunată de comunicare cu Dumnezeu. Când Filip era omul acesta, era trimisul lui Dumnezeu, o văzut că vine Ioan și cu Petru, el nu a zis, auzi, noi avem un program. Oamenii aceștia, omul acesta știa lucrarea lui, dar Petru și Ioan avea lucrarea lor. Exact ca și în biserică, unii se ocupă de cântat, alții se ocupă să predice, alții au o duc de rugăciune, alții au un dar de a recita poezii, alții vorbesc frumos din cuvântul Domnului, alții vorbesc de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Iar vrea, cum spunea Moise, toată biserica să fie din proroși. Nu mai au bani. Toată biserica să fie din proroși. Știți de ce? Eu vă dau un exemplu. Firesc, dar real, în vremea noastră, cu 2 ani în urmă, un frate pe nume Ioan, cine vrea îi dau adresa exactă, a fost trimis de patronul lui din România, în Norvegia, la Cercul Polar. Cum altfel să ducă și să aducă. Omul acesta, ajungând la Cercul Polar, primește telefonul de la patron. Ioane, 2 săptămâni n-ai să ai încărcare. Te descurci. Polare norvegiene nu. Euro nu. Mâncare pusă deoparte nu. O zis, Doamne, ce să fac eu aici? A început într-o stare de frământare să intre acest bărbat. A întins camionul, tirul. Și-a mers la lanțul de magazine, s-a oprit în dreptul unui magazin și se uita în vitrină. La un moment dat vine o femeie și îl bate pe urmă. Și îl întreabă, e din România, în limba română. Da. Asta mi-a zis. Când cu soțul împreună era norvegian, era româncă, ne închinam lui Dumnezeu și am chemat binecuvântarea pe tehrană. Domnul i-a dat o vedenie și zice, este un tânăr din România, bărbat, nu are ce mânca, stă 2 săptămâni, are nevoie de sprijin, du-te și ia la tine acasă. Și m-a trimis Domnul la tine. Omul acesta a început să plângă, avea copii acasă și a zis, ce înseamnă să ai Duhul Sfânt, să fii în împărăție. În orice loc ai fi, când ești în împărăție, stai de vorbă cu Dumnezeu. Dragul meu, este o realitate ce vorbesc. De ce este nevoie de Duhul Sfânt în secolul 21? Prin Evanghelia că cel ce este în voi este mai tare decât cel ce este în lume. Când din noi parvine rugăciunea prin Duhul Sfânt, te pleci pe genunchi. Mi-aduc aminte când un frate era chemat la o căsătorie și în acea familie erau 2 tine care se căsătoreau. Fata se căsătorea sâmbătă și băiatul se căsătorea joi. Pentru că în România, în ultima perioadă, căsătoriile dese au început frate de bacă și luni căsătorii, și marți, și miercuri, și joi, și vineri, și sâmbătă, și duminica, câte 2 căsătorii. Și la un moment dat, acel bărbat chemat în slujire este pus să se roage. Și vă spun, eram de față, pot să dau o citanță exactă, nu spun ce am auzit, ce am întâlnit în viață. Pe când
era la căsătoria fetei, acel bărbat se roagă pentru tine. Și începe să se roage, Doamne, binecuvintează, și dintr-o dată se coboară peste el Duhul Sfânt și spune, Doamne, acest tânăr este bolnav de inimă. Părințului a ascult acest lucru, să nu știe cei din jur. Această mireasă, această femeie tânără, ai nevoie de un bărbat sănătos. Întinde-ți mâna și vindecă inima. Părinții s-au supărat. Și în timpul când era la masă, mama băiatului, mătușa băiatului, supărate de ce o dat de față acest lucru, îl cheamă de frate, zice, vrei să ne spui și nouă, ce te-o pus, te rog, așa, să ne fac de râs? Dar fratele zice, auzi, sor, băiatul m-a fost bolnav de inimă, da, eu am simțit că Domnul l-a vindecat. Și ai de ce m-a dat dacă el murea în familia aceea, ți-ar fi convenit? Nu! În loc să vii cu mulțumire Domnului, mă tare mai pui întrebări de ce m-am rugat, o zis așa bărbat, frate, iartă-mă, am zis, Dumnezeu știe că acea tânără avea nevoie de un bărbat sănătos. Și părinții fetei s-au rugat, Doamne, fă să fie un tânăr sănătos. Și nu știa acei părinți ce lucru ascundea mama copilului. Dar Dumnezeu cunoaște. Eu vă întreb, cunoaște Dumnezeu inimile dumneavoastră? Știe ce gândiți? Observați, și Apostolul Pavel spune, numai Duhul Sfânt conștiințează din loc în loc. Ce frumos este să ai nevoie de un răspuns. Mi-aduc aminte când odată doi bătrâni vorbeau în familia lor și spuneau, suntem la etajul 2. Lift nu avem. Suntem bătrâni. Am avut doi copii și au plecat amândoi departe. Ce ne vom face noi? Era lucrător. Frate era păstor, era om în slujirea pe țară, în România. Și vorbeau amândoi și plângeau ca și o căinare, unul față de celălalt. Au terminat convorbirea. Și un frate de la 500 și vreo 80 de kilometri sună și spune pe nume, fratele, da, uite ce mi-a zis Dumnezeu să spun, că ce te-ai rugat cu nevasta, el o luat aminte. Să îndrăzniți să mergeți, că el vă dă biruință. Și fratele spune, dar acum am terminat cum? Nu a auzit Dumnezeu ce am vorbit? Și-a dat niște exemple și spunea fratele, auzi, niciodată nu m-am gândit ca să am casă într-un an de zile pusă la punct fără un euro în buzunar. Dar Dumnezeu așa a lucrat și așa a schimbat lucrurile încât ceea ce a avut el la bloc, la apartament, i-a fost doar o frântură. Că Dumnezeu a zis că am ascultat ce ați vorbit voi și ce v-ați rugat să vă dau o casă. Frate mei, acesta-i Duhul Sfânt. Duhul Sfânt știe de ce am nevoie, știe cât îmi trebuie, știe ce trebuie să fac și marea problemă, știe unde îmi stă prin nervii. Vorbeam o dată cu fratele Venciulescu, care a fost de la față baptiști, tot trecut de viață a fost și el atunci la început în Senatul României sau în Parlament, că odată cineva l-a urmărit să-i pui la capăt vieții. Și vine pe el Duhul Sfânt, chiar dacă era la baptiști. El se ruga și el credea lucrarea Duhului Sfânt. Și spune, Domnul, nu pe aici, ia-o pe dincolo. O dat acolo în noroi. Ia-o pe dincolo jos, că parcă o mână l-a dat înapoi și o înconjurat în locul primier de ei. Și o zis la un timp, te-am așteptat acolo. De unde ai trecut? Fraților, acesta-i Duhul Sfânt. Și eu mă rog ca Domnul să vă dea această putere. Mă gândeam azi când vorbea Dumnezeu că am venit în mijlocul tău, poporule, și Scriitorul este cu mine. Ce să scriu în dreptul vostru? Poate unul ar zice, Doamne, dă-mi iertare. Poate ar zice altul, Doamne, eu am nevoie de vindecare în casă. Poate altul ar zice, Doamne, eu ar vrea ca tu să faci dreptate. Eu ar zice un alt lucru. Doamne, scrie în dreptul tuturor astăzi, intrați în împărăția cerurilor. Amin. Sunteți de acord? Amin.
Când intrați în împărăția cerurilor, nu mai sunteți ai dumneavoastră, nu mai sunt al meu, eu sunt al Domnului. Nu mai umblu cum vreau, nu mai umblu când vreau, nu mai umblu pe unde vreau. Și Domnul te trimite ca pe Filip. Scoală-te, Filipe, aleargă, Filipe, ajunge carul, Filipe. Doamne, eu sunt un om fără carte, vorbesc cu ministrul de finanțe din Etiopia, venit care a luat o carte să citească. Nu, Filip nu a pregătat. Filip a alergat și a zis că el merge pentru că era în împărăție. Când ești în împărăția lui Dumnezeu, faci doar lucruri care duc la pace, la neprihănire și la curăție. Facă-vă, Domnul, astăzi, oameni, doritor să intrați în împărăția aceasta. Frații mei, apostolii, trimiși lui Dumnezeu, nu au căutat altceva în definitiv. Atunci când au zis că au primit Samaria cuvântul și au zis în Duhul lor, e nevoie de împărăția lui Dumnezeu în Samaria. E nevoie și în Canada? Amin. Vreau, fratele Cornel, că sunteți ultra binecuvântați. Firește, frumos. Dar dacă Domnul, nu se va dacă ultra binecuvântați se plătește, doar să intrați în împărăție. Un om care intră în împărăție nu este groază de război, nu se teme de prigoană, nu-și face planul ce o să fie mâine și omul acesta stă liniștit. Observați un om care era în Dumnezeu, în momentul când el se pleacă pe genunchi, se închină, Dumnezeu l-aude și-i trimite somnul din cer. Dar omul acesta nu a ieșit din pace, nu a ieșit din bucuria întâlnirii cu Dumnezeu. Și Daniel stă înaintea Domnului și când coboară trimisul îi spune, Daniel, om prea iubit și scump, din ziua când ți-ai pus de gând să cauți pe Domnul, am fost trimis la tine, am fost împiedicat. Dar acum spun, eu vin la tine să te aduc această veste. Și chiar dacă omul acesta a fost aruncat în groapa cu lei, omul acesta era liniștit, omul acesta era în împărăție, omul acesta a văzut vremea pe care noi o trăim. Și când vine la el solul Domnul și vorbește, el nu se tulbură. Când împăratul aude că Daniel era cel care o trecut peste legea lui, s-o frământat o noapte, nu putea dormi în templu, împăratul lui. Dar Daniel era liniștit că între lei era cel ce l-a ascuns în împărăție. Oameni buni, dragi fraților și prieteni, omul care este în Dumnezeu nu-și face plan cu ziua de mâine și am să fac ca cel din pilda Mântuitorului din Luca. Omul care este în împărăție zice, Doamne, eu vreau ca astăzi să stau la îndemâna Ta. Ajută-mă să fiu plin de Duhul Sfânt. Vreau să spun că dovadă că avem Duhul Sfânt este dovadă că suntem fii. Și fiindcă sunteți fii, spune Pavel în Galateni 4, Domnul ne-a trimis Duhul Său cel Sfânt. O altă problemă este în momentul când noi avem Duhul Sfânt în noi. Înseamnă că noi deja avem dorința aceasta să vină mai curând, cum spune în Apocalipsa. Și Duhul și Mireasa ce fac? Strigă! Și cine aude ce te facă? Ce să strige? Vino, Doamne! Frații mei, am mai spus și spus aici, nu a fost mult timp de când vorbea Dumnezeu în felul următor. M-am ridicat de pe scaun să judec pământul. Dar Fiul s-a așezat înaintea mea, a zis, Tată, mai ai îngăduință. Și Dumnezeu a zis că m-am așezat pe scaun, dar mânia nu mi s-a dus. Ceea ce voi face, voi schimba mintea copiilor mei, să nu mai zică, Doamne, lasă pace, lasă binecuvântare. Și vină, Doamne, mai curând și prin necazuri îi voi sări pe unii să intri în această împărăție, în această lucrare. Eu n-ar vrea să vedeți Dumnezeu cu necazuri peste dumneavoastră să-L căutați în ziua necazului. Eu ar vrea să-L căutați în ziua bucuriei, în ziua întâlnirii cu El. Domnul este în casa lui Dumnezeu. El judecă aici. Se uită la fiecare în parte ce gândim, ce vorbim, cum umblăm, ce așteptăm, ce grăbim. Ori în vremea aceasta, asta și m-am gândit, Biserica lui Dumnezeu, într-adevăr, caută împărăție.
cei ce nu sunt din biserica lui Dumnezeu, caută lucruri de fire. Am să fac, trebuie să ajung, am nevoie, dar omul care se întâlnește cu Dumnezeu vrea să intre în împărăția lui. Iar vrea Dumnezeu să vă umple pe tot de Duhul Sfânt. Știu că n-aveți mai. Sunt mulți care nu au Duhul Sfânt. Și se măgulesc cu gândul acesta. Păi noi am primit Duhul Sfânt când am crezut, potrivit cu Efeseni. Frații mei, izvorul este în Fapte 19, când întreabă Pavel pe cei din Efes, voi ați primit Duhul Sfânt? Ce au zis? Nu erau în împărăție. Nici n-am auzit Pavel poruncește să fie botezați în numele lui Isus. Pavel își pune mâinile peste ei și apoi primesc Duhul Sfânt și vorbesc în altă limbă și intră oamenii aceștia în împărăție, încă dorința de abia pentru Biserica din Montreal. Cei ce au intrat în împărăție să rămâi acolo. Știți ce înseamnă să aveți bucurie în ziua necazului? Spunea Pavel, ba mai mult ne bucurăm în necazurile noastre, nu de necaz. Observați, trei bărbați să dea față față cu un împărat răzvrătit. Și împăratul se cutremură și mânia lui duce în 5-7 ori cuptorul. Mor cei ce aruncă pe cei trei tineri în cuptor. Dar tinerii nu s-au tulburat. Ei stăteau liniștiți pentru că erau în împărăție și în mijlocul lor era Domnul. Și Nebucadnețar se uite, spune, nu trei am aruncat? Eu văd patru, unul seamănă cu fiul de Dumnezeu. Și nu au zis, dau poruncă Șadrac, Meșac și Abednego. Nu. Au zis Șadrac, Meșac și Abednego, slujitorii Dumnezeului celui preanalt, ieșiți afară. Eu ca om am gândit un lucru, de-ar fi ieșit Șadrac afară, se dea o palmă lui Nebucadnețar, n-a venit, cine ai făcut nouă? Cred că toți rămâneau uimiți acolo. Dar ei o stat în împărăție liniștiți și o stat atât de calmi acolo, împăratul s-o frământat și o zis, dau poruncă, cei ce nu se închină, Dumnezeu nu și-a trag pe șap și-a Abednego să fie omorât. Observați ce înseamnă să fii în împărăție, să te bucuri că în necaz stai de vorbă cu Dumnezeu. Eram copil tânăr, când în familia noastră un frate de-al meu s-a îmbolnăvit. Și tatăl lui zis, Doamne, eu credință n-am, dar ar vrea ca mâine să intrăm într-o zi de jertfă. A luat Biblia și a zis, Doamne, dar zis că cei ce cred în numele Tău pot fi cu Marcu 16, întind mâna peste copii. Eu credință ca tată n-am acum, dar eu cred Evanghelia că are putere să vindece bolnav. O pui Biblia pe capul fratele meu, s-a rugat, s-o scola fratele meu de loc, era dat ca pentru moarte, o mâncat și azi are nepot, și azi are strănepot fratele meu și umblă plin de putere. De ce? Că și în împărăția lui Dumnezeu este sănătate, este pace și este binecuvântare. Frații mei, de-a ști să vorbesc exemplele trăite și văzute, ar fi o carte, poate de trei ori, cât romanul Ioan din România. Dar aceasta n-ar vrea ca dumneavoastră să ascultați ce am trăit eu. Ar dori mult dumneavoastră să trăiți cu Hristos în împărăție. Ar dori mult ca dumneavoastră să căutați să fiți plini de Duhul Sfânt. A fi plin înseamnă că din ce plin de afară, atât timp cât tu nu vorbești în altă limbă, tu nu ești plin. Atât timp cât tu nu ai vedenie, tu nu ești plin. Atât timp cât tu nu ai prorocie, tu încă nu ești plin. Dar când ești plin, plin atât de frumos, paharul meu este plin și dă peste el. Facă-vă Domnul plin de Duhul Sfânt. Amen. În vremea aceasta apar fel de fel de fundamente, cum spunea acea seară, vine diavolul cu Biblia. Și cu Biblia vine și la Eva și spune, oare a zis Dumnezeu cu adevărat? E drept. Și uitați cu ce licănie vine. Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca, veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul.
trist este că Dumnezeu cunoaște răul și nu-l poate face, omul cunoaște răul și îl face. Păi ei ne spune, dar atunci nu Dumnezeu pedepsește, nu. Observați, în Împărați, când te face o întrebare și Dumnezeu își cerceta oștirea și mica vede sfârșitul lui Ahab, întreabă Dumnezeu, care dintre voi va merge și va amăgi pe Ahab? Și unul spune una, altul spune alta, dar se împătrișează înaintea lui un duh. Și spune cum? Voi fi un duh de minciună. Nu au zis că sunt? Eu voi fi. Ieși pe așa. Și observați, Ahab a murit, dar nu Dumnezeu l-a omorât, ce rău, mă! E în momentul când omul o ajuns să cunoască și răul, Cain îl omoară pe fratele lui. Abel nu s-a ridicat să riposteze. Abel spune Evanghelia mai târziu că sângele lui strigă din pământ la Domnul. Frații mei, ar vrea în vremea aceasta să dea Dumnezeu în această biserică un duh de bunătate. Simțesc aici că sunt oameni cu nemulțumire. Și dar veni în ziua aceasta să vă arate Dumnezeu pe fiecare în parte, cu fiecare gând, cu fiecare stare, ce ați face? Chiar dacă spune că nu cred. Frații mei, Dumnezeu cunoaște identitatea gândurilor. Nici nu te gândești bine și vă dau un alt exemplu. Eram cu soția și îi spune, n-ai vrea să mergi pe la mătușa ta? Da, mergem. N-am știut că ea a avut două comozii cerebrale în 48 de ore. Și avea și Parkinson. Și aproximativ 3 zile nu mâncat, nu a vorbit. Avea copii în America, avea copii în Grecia, avea copii în Austria, avea copii în România. Și tatăl putea pe telefon și a zis, dragii mei, și ne vrea să o vadă pe mama în viață, urgent acasă. În America avea o fată care era bolnavă de cancer, în ultima fază, și au zis către soțul ei, Mihai, eu mă duc să văd mama. Măi, Dorica, tu mor pe avion, să știu că mor, eu vreau să-mi văd mama. La care el a pus bani și au mers amândoi să se întâlnească cu mama. Când a intrat în casă, Domnul vindecă pe mama și se îndreaptă către nevasta celui bărbat și spune, femeie, tu nu erai născută și seara aceasta a fost programată să te aduc aici, să-ți vindec burta de cancer, să-ți desfund vena principală, diabetul ți-l mai las, să mă mai caut și altădată, că și mi-a era o poftă să mănânce mult dulce. Și Domnul, i-a stârpit pofta aceasta. Ce frumos vorbește Dumnezeu! Și spunea Mihai, o, dacă eu știam ce vrea Dumnezeu, nu mai așteptam să mă roage Dorica. Și eu aș fi luat pentru toți copiii să văd, Doamne, doar că Domnul mi-e de nevasta. Dragii mei, noi nu eram născuți și zilele noastre erau scrise în cartea vieții și ne așteaptă Dumnezeu să-L întâlnim pe El, să intrăm în împărăție. Eu avea în mod special astăzi să vă gândiți că Duhul Sfânt este o persoană care ne însoțește în fiecare zi. Miloșește pentru noi, se roagă pentru noi, ne mângâie, ne unește, pentru că Duhul Sfânt face această legătură în biserică. Nu cunoștință, nu știință omenească, nu putere de a aduce pe oameni la o cunoștință și așa să face Duhul Sfânt. Mă rog ca Domnul astăzi să dea putere peste biserici să se întoarcă în împărăție. În momentul când intrați în împărăție, nu o să vă temeți că Domnul nu vă ascultă. Omul care intră în împărăție are și credință. Că Domnul ascultă, că Domnul lucrează, că Domnul face minuni. Vă dau doar un simplu exemplu și avem la propriu de încheiere. În anul 2004 am făcut infarct. După alt accident mai înainte, cu a făcut infarct, a venit un prieten de-al meu, că era să plec la stăruință pentru Duhul Sfânt și am venit stăruință de 4 ore și jumătate de rugăciune. 35 au primit Duhul Sfânt la o singură rugăciune. În altă parte, 59 la rugăciune. Ne-am bucurat, fraților. Dar în ziua aceea m-am simțit foarte slăbit și am zis că nu mă duc. Și au venit prietenul meu și am mers la spital și prima întrebare este de cât ești cu blocram. Eu m-am întrebat, ce se mănâncă? Hai, lasă asta. Ai altul mai grave decât asta. Și
Amando coski profai mare multe și în dreapta scria internare urgentă cu supraveghere strictă. De rapide, din n-am pijamale. Lasă-mă pijamale. Adi Căruțu, nu stau jos. Măi, tu ești fără minte. La noi este acolo un cartier burdujen. Am zis că cei fără minte sunt la burdujen, eu sunt în Suceava. Somniați, s-au toți pe spatele la mine și au scris în partea stângă, refuz categoric, iscălesc personal. Și mi-a dat hârtia, am iscălit. Așa au făcut lungă, schimbă băieții, dacă n-a ajuns la poate treaba ta. Zic, ajung acasă, doamnă, că zilele se la dumneavoastră, nu la natale. Am ieșit pe poază și am plecat, seara am plecat la stările Dumnezeu, sunt 30 de ani de azi, n-am murit. Am zis, Dumnezeu pune credința, sau nu? Dar ca să avem credință ne trebuie un lucru. Știți unde locuiește credința? Eu înțelepciunea am ca locuință mintea. Dar credința pune Pavel așa, Timoteie păstrează taina credinței într-un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Mă rog un lucru, Doamne, curățește Duhul și pui ca caracterul acestei biserici să fie înnoit și apoi Domnul pune credință. Nu-i nevoie să fii, Doamne, dăm credință și Tu mulțumești că ai credință. Facă-mă, Domnul, plin de dorința să aveți un cuget curat. Amin. Amin.